Deci ce facem? Un legătură. Băi, iar filmăm numai din bucăți că să vă dați seama, prieteni, sună telefoanele. Toată lumea și mă sună ca să confirm. Da, nu vine să creadă. Îmi vine să opresc telefonul. Bunica mi-a făcut diabetul 300 de la bucurie. Da, a făcut diabetul 300. Și a venit rău și nu mai poate să vină acum. Stă acasă, ce să facă? Dar cred că vine. Vine, nu să vină, o aduce Maco. Acum sorul meu e pe drum cu mama. Eu cu Dănuț m-am nimerit așa pe aici, ce să fac? Și doar ne trezim că l-au pus... Mă sună avocatul, bă, hai că gata, l-au pus pe liber. Acum ce să facem? Suntem aici, mergem să luăm, o să facem un filmuleț acolo frumos, o să vi-l prezint pe frate meu. Stai să vezi, prieteni, să vedeți. Acum mi-a el canalul de YouTube, o să filmeze el cum m-a promis. Că acum, să arate el cum mănâncă, cum face. Să vedeți acum cheful, să vedeți alea. Oh, mamă, iar mănânc. Am băut pastile azi, am luat anticoagulanți, antibiotici. Bă, lasă, ne-a dat și nouă paștele ăsta, bucurie, să facem paștele împreună. Bucurie de paște, acum fac paștele cu frățiorul meu. Doamne ajută. Să aducă lui bunica Paști. Da. Să mergem la Paști cu împreună. Ce se face, bă, da? Trebuia să vină și el. Păi da. Mulțumim lui Dumnezeu, în primul rând, că ne-a ajutat. A fost cu el. Lângă el. Băi, să mergem unde, de unde găsesc eu oaie acum, bă, mâncare? Bă, o luăm, știi cum o luăm? O iau cu șapca oaia aia. Auzi, furăm una. Să furăm? Păi ce facem aici? Îl așteptăm să vină, nu vezi? Lasă mă găsim și noi prin vecină o bucățică de oaie. Să o punem pe grătar. Tăiem rânză, tu mai ai rânză? Da, cum să nu? Hai. Am. Tăiem rânză. Iar mănânc rânză sărată. Las că le-am în casă, mănânc și el. La dietă. Da, se vede. Ce dietă ții? Eu. Știi care e norocul tău? Că ești înalt, ca așa... Câte kilograme ai? Ai peste 100. Am 113. Vezi? 113 kg. Ești înalt. Aoleu. Ești înalt, ca așa se observa bine. Se observă și așa cât de cât. Ia și tu de curile, așa, larg, așa cum e asta. Lasă-mă că gata, a venit frățiorul meu, acum nu mai... Acum mănânc și beau, lasă-mă... Doamne ajut! ...de dietă. Prieteni, a venit și... În momentul ăsta să vă anunțăm că vine și tatăl meu acasă. Gata, acum avem familia completă. Completă. Vă dați seama, gata. Ne-am revenit și noi. După atâta chin. Dragi prieteni, acum... E bună? Da, ia-ți telefonul, lasă-te de flocă, uite, sună telefonul iară. Bă, lasă-l! Lasă-l! Că n-au că ne-a primit până aici. Filmează tu, omule. Samu! Păi vorbim. E sosul, cote, ale putrăm sosul, tare. Am uitat că la tine revenit, așa cum am promis, a zis că revenim cu detalii. Uite, acum am venit la mall, mâncăm ceva. Ele. Fratele al mare, prezinte-te. El e Bubu. Bubu Mex. Adică el e tata. Bubu, fratele al mare. El e Bulibar. Mâncăm și noi ceva acum. După aia mergem acasă și mai mâncăm acolo. A, acasă e... Urmează oaia, urmează... Acasă e tuciurile alea. De la leu. Da, mergem... Da, chiar e oaia sau noi? Mâine dimineață mă duc și iau. Eu acasă i-am pregătit lui tata o spetie cu tăieței, la ceaun, la ălea. Dar mie de ce nu mi-ați luat oaie? Știu că o să-mi revin și eu. O să beau până în ziua de Paște. Atunci o să mă opresc. În ziua de Paște mă opresc, nu mai beau. Bine. Iar îi sună telefonul lui unchiu. Are noroc cu vlogurile. Bine, mă. E sunat bossul. Bine, mă rog. Da, unde Leonardo bine. Dănuț, așa că anunț de acum pe vlog să-mi ștergi numărul de telefon și eu pe al tău. Adio. Pa, pa. O mapă.
Ia că te sună. Bună, Lumina. Bună. Ce faci? Bine. Du-te și acolo lângă fratele tău să vă filmez pe toți trei. Hai. Oh, că nu e bine. Uite, că nici nu te filmezi bine cum faci acolo. Iar cum? Iar n-ai bani. Păi filmează, uite, la mine acum. Merge. Trebuie să întorci. Acum a venit Bulibașul al mare, fratele al mare. Și are bani, dă el bani. Nu mai face. Băbiță, băi Băbiță, cine veni acasă? Ia. Ia zi-ne ceva, ce s-a întâmplat azi? A venit patronul acasă. Și? Salut, băi, Bubu! Ce faceți, prieteni? Fericit a venit! Marco, ia zi, băi, cine e ăsta? Băi, fratele meu al mare. E? El e fratele nostru. Ion al mare. Da, Bubu Mec. Fratele nostru al mare, acum nu mai mi-e frică de nimeni. E? Acum, facem piață. Facem piatra acum, în pat. Trei frați. Da, a, frații cărămidă. Dane, zici tu ce ne-ai luat acolo? De toate am luat și haine și de toate am luat. Zici și lui Lumina. I-am luat haine din alicupă, l-am îmbrăcat, acum să dau jos, că nu m-a ajutat. Voi lua răs telefonul în mână. Hai mă, nu mai comit atunci. Hai. Florin, din mașină, unde-i? Să stăiască fanii. Și ai tăi la fel. Ai mei care că nu mai filmezi, mă uitar. Ai mei? Ai tăi să stăiască. Ia Lumina, hai să vedem ce ne-a cumpărat de noi. Ia vino. Hai, vino acum după mine. Acum vino după mine, ia să vedem. Să vedem ce... Ce filmezi dacă voi filmați? Să vedem. Hai da. Păi și eu când filmez? Ia să vedem. O, băuturi. Eu când filmez? Hai timp, lasă tu, de mâine. Uite, ia pe acolo, șampaniile. Hai, du-ți în partea cealaltă. Hai, du-ți în bucătărie. Ia ajută-mă, te rog, cu astea. Am dus în partea cealaltă. Așa. Aici a adus ciorbă, doamna Persida, pentru tata. A adus ciorbă. Unde ai dus sticlele de uiți? Să le dăm în casă. Hai că mă duc. Lumina, ce faci? Sunt aici, la jamezi. Cum te simți? Bine. Cică, Lumina, cum te simți? Bine. Dragi de, Lumina, cum te simți? Bine. Nu te seama. De parcă... Nu mai am cuvinte că e tata. Lumina, ce ne pregătești? Orice aici, Andrea, vină cu asta, să-ți arăt. Orice, parmicinii că la vreau. Ce pregătim lui tata? Felia. Grătar. Și punem așa tot pe tavă, frumos. Așa, așa. Cine-i bucătarul șef aici? Toți. Tu? Gata. Păi de patroane, cafea. Originală. Au. Italian. Ai dat pe ăla grătar? Da. Aproape. Oh. Iată, să nu pui vlogul, până nu-l pune pe mine. Nu, punem amândoi odată. Auzi? Dar trebuie să dați mie taxă că vă filmez. Dar ce? A sunat la lăutari, din lăutari. Ce? Din lăutari. Pe sandu ciorbă. Nu sandu ciorbă, Voitin. Nu, Voitin, prietenul meu. Nu. Am vorbit eu cu cineva din Severin și pe drum vine. Nu mă supăra că eu deja am vorbit cu Lumina, acum vine. Am vorbit. Sau ăla care vine la tine. Voitinul de vrea să fac melodia lui tata la el, acum chiar că o scot. Voi face, voi melodie, eu am sunat bine formația aia pe drum. Am vreo lăutare mie special, dar nu e surprins. Mă, vine Rubica-n acum, cântă! Să vină că sunt pe drum. Da. Deci, seara asta o facem la ta. Da, deja am început. Ia zi, bă, frățioare! Arată aici și tu ce pregătești. Uite aici, pregătim aici. Fraților, oaia n-am găsit. Mâine dimineață mergem la Leu. La Leu. Luăm o oaie de acolo și mâine din nou o să facem... Va urma mâine. Urmește. Da, expreso. După atâta timp. Uite aici. De-aia, băi, frățioare, un expreso. Uite.
Deci aici e zahărul. Ia zi băi frățioare, cum e acasă? Cum e acasă? Uite, ai lapte aici, cu lapte aici, zahăr acolo. Uite acolo în guliță. Nu lucrezi. Dar ne dăm și noi un încărcător. Ce? A adus încărcătorul. A adus și prelungitorul, să plec cu el așa prin curte. De dureți drumul la grătar? Și problema că n-are arzător. Fără arzător nu merge, a? Lumina aia cu prelungitorul după mine, ăla al mare, de 20 de metri. Hai, dăm cu ace, adu și încărcătorul. Bagă încărcătorul aici. Păi merg așa să filmez prin curte. Căi cu cafea la da. Mie, da. Fă-le o cafea, credul doar. Facă și mie o cafea. La oameni acolo în spate. Hai, Lumina, că tu ești aici, bă, șef aici. Mamă, Cone. Băi. Mamă, ce e asta? Ce e? Cafea, presă. După, acolo cred că bea apă neagră. Băi, Bubu, știai că fiindcă ta e cea mai tare vlogăriță din Strehaia? Da. Cu ăsta, nu mai sunt, dar am venit. Mamă, e hacheristă din aia, e cu conturi, e cu nebunii, cu filmări. Nu mai sunt, gata. A ieșit tata acasă, a venit acasă, gata. Mă lași de YouTube, nu mai trebuie nimic. Te lași de YouTube? Da. Parcul trebuie să filmăm. Nu mai trebuie nimic. Muli! Singurul lucru ce vreau liniște și atât. Gata. Liniște? Liniște. Gata, să-ți dea Dumnezeu să ai liniște. Hai, am murit grătarul. Hai. Prieteni, uitați, am făcut o tavă aici împreună cu doamnele astea toate. Pentru tata și pentru neamurile noastre. Numai pentru el, ce pentru neamurile, pentru el. Păi și pentru neamurile. Nu mai mănânce neamurile, nu mai au. I-a făcut vecinele. I-a făcut, i-a pregătit grătărelul. Mai lasă-mă să vedem. A trebuit să le mai lasă, dar să răcei și eu carne. Hai, mai lasă-mă un pic, că sunt tari. David, dar pun stăpân pe pușca mea. David, nu te pune stăpân pe pușca lui. Bun, gata. S-a rezolvat. Și ce are Lumină? S-a luat Lumină și... Mamă, da, o fac cu eu. Dar nu pot să le-au fac. Dumnezeu, a venit familia lui Marco, nu mi-a frică de nima. Gata. Da. Până acum i-a fost frică. Mai lăsăm un pic roșii de la ziglon, tu să nu vorbești deloc. Mai lăsăm carnea aia, vreau. Bani, să iei mama asta aceea, să ne pui și mie. Da. Dau și aceea după aia să mă rămân. Dar aici cu tava, aici cu tava. Da. Normal, am văzut, trebuia să facem și o tavă din asta, o tocană de rânză. E prea mult mănâncă taică-tă în seara asta, mai mănâncă și mine. Da, i-am făcut grătarul, tata. Pune aici, hai. Nu știu, pe bun. Hai să vă ajut și eu. Mai n-au paleta? Mamă, ce faci? Bine. Opristare, lămâi, și-mi dă de departe. Sus, abiertul meu! Ce greu vlogul!